Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu se putea piesă mai nimerită în legătură cu subiectul nostru, cu primul nostru subiect. Deci ne scrie ascultătorul nostru, domnul Bogdan Bărbânță. Să trăiți, domnul Bărbânță. Domiciliat în Urbea, Popești, Leordeni, supranumită și cartierul dormitor al Bucureștiului. Aici, după cum știm, mulți dezvoltatori imobiliari au evadat din pavilionul cu dezvoltatori imobiliari și scăpați la liber au făcut cam tot ce le-a trecut prin cap. Domnul Bărbânță ne relatează cazul parcării blocului dintre case de pe strada Sfânta Agnes, numărul 294-296. Sfânta Agnes. Da, cred că și-a făcut cruce Sfânta Agnes din Popești. Dar era mare blocul. Blocul cu 48 de garsoniere ar trebui să aibă, conform legii, 48+10%, deci 53 de locuri de parcare. Dacă te uiți la numerotarea acestor locuri, deci dezvoltatorul corect, el a făcut locurile de parcare. Practic... conform regulamentului. Da, în fața... aproape în sufrageria garsoniere e și locul de parcare. Mai nu contează. Bun, sunt locuri de parcare, sunt. Dacă te uiți la numerotare, într-adevăr, ultimul număr e 53. Deci omul corect. Deci l-a făcut. Trebuia să facă 53, le-a numerotat, uite, pac, pac, nu știu, 53. Doar că de unde loc pentru atâtea locuri? Adică nu e loc de locuri în paradisul imobiliar din Popești. Le ordine, așa că intrigat, ascultătorul nostru, Luca, tu cred că rezonezi cu el, adică îl simți, fii atent. S-a apucat să le numere el personal, de sus în jos. Adică începând de la 53, 52, nu știu ce, 38, 37, 10, 8, 9. 10-9. Și 10-9. La, da, la 9 s-a oprit. Deci 10-9. 11-10-9. Și acolo se oprește ceva? Numerotarea. Ca să-l citesc pe domnul Bărbânță, cum dezvoltatorul nu avea fizic spațiu pentru 53 de locuri de parcare, s-a gândit că dacă începe numerotarea de la 9, ajunge la 53 chiar în fața străzii, 6 lumea va crede că are 53 de locuri de parcare. Eu nu cred. Deci cum faci să ajungi la 53 dacă n-ai spațiu decât de 44? Simplu. 53 minus 44 egal 9. Încep de la 9 și numerezi sus, problema rezolvată. Trebuia să vorbească, dar înțeleg că nu e într-o relație bună cu el. Are boală pe ăștia. Da, cred că toți au boală pe toți. Cazul în cartier acolo, da. Dar eu cred că alea 9 locuri sunt și ele undeva. Unde? E un microbuz, un shuttle. În parcare la universitate. Ceva. Da, nu mă, dai prea... E prea, adică, pe față? Da. Da. Normal, tu cum ai face? Eu cum aș face ce? Băi, eu n-aș face dacă ar trebui să... Mi-ar fi foarte frică. Băi, eu sunt foarte fricos, să știi. Deci dacă eu aș fi pus, să zicem, ar fi tare, nu? Dar să zicem că aș fi pus în situația să construiesc un bloc. M-aș interesa, măi, ce trebuie să mai fac eu la el? Păi trebuie să faci alei, nu știu ce, și câte? 53 de locuri de parcare. Ia să vă proiect. Am loc de 53? Nu. Păi și atunci cum fac? Lasă-mă, dai o șpagă la primărie. Le faci mai mici. Mi-e frică, mă, mi-e frică de chestii de-astea. Sunt fricos de mor. Sunt curios, tu cum le-ai face? Eu aș merge până la 15, corect. Așa? Și de acolo aș începe să pierd câte unul. Da. 13, 17, 23, 25. Știi ce zic? Până la 34 pierd 2, 34, 37. Dar nu așa toate 9, bing, deodată. Că... bate la ochi. Păi ce naiba? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.